Șumi, care ar fi concluziile după această victorie în amical? Victoria este un meci amical, asta este important, că s-au mișcat toți, important că nu s-a accidentat niciun jucător, asta e cel mai important pentru mine, suntem în perioada de acumulare. Trebuie să ne antrenăm, trebuie să ne pregătim, pentru că vor veni meciuri foarte grele și atunci fiecare meci amical trebuie să-l tratăm serios cum l-am tratat astăzi. Sunt jucători care au venit în lot, îi felicit pentru atitudinea pe care au avut-o și sper să ne continuăm drumul cum l-am avut până acum. Asta vreau să te întreb, mulțumit de noile achiziții, crezi că se pot integra ușor în echipă? 100% sunt jucători cu experiență, mai ales cei trei care au venit, sunt jucători care au mai evoluat și în Liga 2 și Liga 1 mai ales, dar cred eu că deja s-au integrat, nu cred că se pune problema de integrare în echipă. Ce urmează în perioada următoare? Pregătire, ne antrenăm, o să intrăm în cantonament, meciuri amicale, o să mai avem încă 6 meciuri amicale și ușor, ușor sper să ajungem cât mai rapid în formă maximă când începe campionatul. Mulțumesc!